Zilele trecute, Banca Națională a difuzat un comunicat în care făcea mai multe specificări și precizări vis-a-vis de evoluția cursului de schimb, ori cotația acestuia. Mai bine zis, întărirea sau creșterea leului față de dolar și euro. Ceea ce mi-a trezit mie interesul e că Banca Centrală face aparent mai multă lumină privind saltul leului față de principalele, să zic eu, monede de referințe, care de altfel este și vizibil, sau văzându-le cu toți, la mai toate casele de schimb valutar din țară. Aceasta, adică banca, de fapt explică aprecierea monedei naționale că survine pe fondul unui surplus de valută pe piață. Bineînțeles, este adevărat, ori datele băncii arată că sistemul dispune de lichidități monetare sporite. Mai mult, mi s-a întipărit acel fapt din comunicatul băncii, precum că, la fel ca și în anul 2016, ritmul de creștere a exporturilor îl depășește pe cel al importurilor. Corect, tempoul acestora chiar este în creștere, de fapt, dar banca nu specifică și volumul lor, care este și mai pronunțat. Ori aici, făcând o tentativă, am aruncat eu privirea peste statistica oficială la dimensiunea de comerț extern, care de fapt indică o creștere dublă a importurilor față de exporturi, și anume în trimestrul 1-2017. Și într-un final s-a înregistrat un deficit comercial de peste 500 milioane de dolari. Respectiv, când importurile sunt mari, importatorii de regulă își fac achiziții de valută. Încearcă, deci, să scape de lei. O atare conjunctură ar da presiune într-un fel sau altul pe cursul de schimb. Leul ar scădea. La noi, de fapt, este situația inversă. Deci, spunând altfel, dacă am fi să desprindem o concluzie, ori autoritatea monetară puțin greșește, ori cuiva aceasta îi folosește. Făcând iarăși referință la acel comunicat al BNM-ului, care spune că, ținându-se cont de lichiditatea excesivă din sectorul bancar și nivelul înalt al rezervelor valutare care s-ar afla în visteria băncii naționale și care de fapt sunt rezerve estimate la peste 2 miliarde de dolari, politica monetară a BNM nu prevede deocamdată, și aici menționez de fapt, deocamdată, cumpărarea integrală a excesului de valută de pe piață, ceea ce este specificat în comunicat. Deci, până la urmă, Banca Centrală intervine totuși pe piața valutară. Și asta în ciuda faptului că obiectivul său principal este anume stabilitatea prețurilor și țintirea inflației. Ori, altfel vorbind, iarăși autoritatea monetară puțin greșește, oricuiva aceasta îi folosește. Dar cred eu să le luăm pe rând. De obicei, cursul de schimb la noi se stabilește prin raportarea leului la dolarul american. Anume, aceasta este principala monedă de referință la care se aliniază și celelalte valute. De fapt, uitându-ne pe date, a fost, adică principala valută, ori cele enunțate mai sus cu privire la comerțul extern, adică reorientarea majorității exporturilor către Uniunea Europeană sau peste 60% din acestea, vorbesc de la sine, inclusiv rezervele valutare ale băncii centrale, care dau actualmente, să zic eu, tonul monedei unice, au și schimbat macazul în acest sens. Respectiv, cam 58% din rezerve sunt anume denominate în euro, 38% în dolari americani, iar restul 4% revine valutelor rămase care sunt deținute de BNM sau sunt în circulație. Simplul raționament economic ar indica că grosul peței deținut de valută, adică euro, ar fi și cel mai tare influențat. La noi este însă invers. Respectiv, leul cel mai mult s-a apreciat față de dolar. Bine, nu putem nega faptul că euro nu a dat înapoi. Totuși, cotația acestuia a scăzut mai puțin comparativ cu dolarul american. Ori paritatea actuală leu-dolar de 18,5 și cea de acum 2-3 luni de circa 21 de lei pentru un dolar, cred eu, spune de la sine. Cum am și spus anterior, și euro a mers pe invers, dar cu viteză, să zic eu, mai mică. Ori cursul de azi de 20,5 pentru un euro și cel de 22 de lei și mai mult chiar de acum câteva luni, tot spune de la sine. În altă ordine de idei, întărirea leului ar fi putut atribuită și în cazul în care remitențele ar fi scăzut din volum. Ori transferurile de la conaționalii noștri din străinătate cât de cât influențează, să spunem, cursul de schimb.
Însă datele băncii centrale arată de fapt că acestea chiar s-au majorat, respectiv pe piață avem lichidități mari, așa precum cei de la Banca Centrală vor și zic. Iar într-un final am fi avut, dacă să credem acelui raționament economic pe care l-am menționat, o inflație mai mare și deprecierea leului. La noi însă este puțin invers. Bine, asta nu înseamnă că e rău, ba chiar dimpotrivă. Însă dacă aceasta se face cu anumite motive, asemenea tendințe, în opinia mea, par a fi niște bule de săpun, care mai degrabă sau mai târziu ar putea să se spargă cu efecte destul de dureroase, în opinia mea, pentru populație. Pe de altă parte, majorarea rezervelor obligatorii, care a fost realizată de către Banca Națională, până la 40% din resursele deținute de către băncile comerciale, adică sugerea leilor din piață, ar fi și asta un motiv care ar influența aprecierea leului. Cu toate că lichidități mari de bani semnifică, în opinia mea, mai degrabă niște tendințe inflaționiste. Însă și Banca Centrală sau Banca Națională spune de exces de lichiditate, logica ar fi mai degrabă că economia cam dă semne de gâfâială, respectiv mediul de afaceri și, cred eu, nu numai, nu prea riscă pe contractarea de noi credite investiționale. În plus, cred eu, trebuie să tragem cu ochiul și pe ce se întâmplă și în afară. Ori, actualmente, paritatea euro-dolar este de 1 dolar și 12 cenți pentru 1 euro, respectiv cursul de schimb pe piața valutară locală reflectă într-o oarecare măsură și evoluțiile de pe piețele externe. Respectiv, Moldova, având o economie deschisă și vulnerabilă la ceea ce se întâmplă pe extern, nu ar trebui să ne mire, în opinia mea, că consecințele așa zisului război al valutelor se fac vizibile și pe intern. Deci, cred eu, este o situație absolut firească. Care sunt, de fapt, avantajele și dezavantajele acestei conjuncturi de piață sau cine sunt câștigătorii și pierdanții? Cred eu, un leu mai tare, de regulă, avantajează importatorii. Ori, în mod firesc, aceștia cu mai puțin lei vor achiziționa mai mulți dolari și euro pentru a face importuri mai mari, dar și pentru a satisface poftele consumatorilor, de ce nu, eu știu, cu produse eventual mai ieftine de import, respectiv în atare situație, dacă să urmăm spirala raționamentului economic despre care spuneam, creșterea consumului dă tonul și creșterii economice prin acea majorare de accize și taxe care sunt adunate la bugetul de stat și redirecționate către spreți sociale. Mai mult, aprecierea leului față de dolar sau euro, adică un leu mai tare, este un factor care poate, de bine, de rău, mai reduce din creșterea prețurilor de potrivă și a inflației, cum am specificat, care și așa are, într-un fel sau altul, tempouri relativ ridicate de creștere la noi. Deci această apreciere nu este tocmai un lucru rău, credem. Întărirea leului este convenabilă și pentru cei care au derambursat, spre exemplu, credite denominate în euro sau dolari americani. Da, dar este și lumea, într-un fel sau altul, care este și în pierdere, să zicem astfel. Ori un leu tare ar dezavantaja, spre exemplu, exporturile, anume cei care au exportat sau vor intenționa să exporte, respectiv vor încasa lei mai puțin la schimb. Poate nu simțitor, dar probabil o simt și acele gospodării casnice sau familii care primesc bani din afara țării și nu e vorba de sume, eu știu, destul de mari. Ori dacă acum 2-3 luni la 100 de euro aveai peste 2200 de lei, astăzi încasezi puțin peste 2000 de lei la schimb. Respectiv, diferența de 200 de lei sau mai mult, oricum contează, dita mai pentru, eu știu, gospodăriile cu venituri mici sau niște bătrânei. Cred eu mai dezavantajează aprecierea și pe cei care primesc salariile denominate în dolari sau euro. Însă, din ăștia, nu cred că sunt atât de mulți la noi, mai ales că salariile pe care le ridică sunt pe potrivă și nu cred că îi afectează în mare măsură. În plus, cred că o atare conjunctură ar dezavantaja pe cei care încearcă să speculeze, spre exemplu, pe piața valutară, fiindcă aceste vremuri, în opinia mea, sunt chiar mai mult decât incerte. Înclin să presupun că toată lumea ar fi în așteptarea, spre exemplu, unor pronosticul. Care ar fi, de exemplu, acestea?
Ei bine, să știți că este destul de complicat să faci niște prognoze pe cursul de schimb și asta în pofida de ținere de date și statistici relevante în acest sens. Știți, este o vorbă la noi că a face prognoze pe cursul de schimb este ca și cum ai ghici într-un glob de cristal sau ceașca de cafea. Este, dacă vreți, în opinia mea, indicatorul cu care este cel mai în dezacord cu realitatea, mai ales în această conjunctură de piață. Aparent, leul față de alte monede din regiune, în opinia mea, stă bine și cred că este o situație care nu prea ține de politica internă, am mai spus-o și anterior, ci de conjunctura externă. Iar Banca Națională, cred eu, are acele rezerve care o pot ajuta în situații de apreciere sau depreciere bruscă. Vreau doar să dau un mesaj de încredere privind cursul de schimb. Nu este un curs, să zicem, fix și nici nu cred că a existat, mai ales în aceste vremuri. Cel puțin pe termen scurt, consider că aprecierea sau întărirea leului față de euro și dolar va mai persista. Va exista un moment în care întărirea leului se va opri. Mă întreb însă până unde poate să crească acesta, sau poate până unde poate să-l crească, alegoric vorbind, pentru unii actori cu interese destul de mari din punct de vedere economic și care ar avea, de fapt, nevoie. Dar nu este exclus că, la un moment dat, această apreciere a monedei naționale își va rata și reversul, să zic eu, medalei. În plus, știți cum este? Sunt oameni de afaceri care văd un curs de schimb de 23-24 de lei pentru un euro și 21-22 de lei pentru un dolar. Există, pe de altă parte, estimări ale unor centre de analiză care vorbesc despre un curs de 19,5-20 de lei pentru un euro și 17,5-18 lei pentru un dolar. Astfel că este destul de dificil să vii cu niște prognoze relevante. Sper doar să putem evita o depreciere bruscă a leului în anul curent.